Haideți, haideți, da, să intre și ăla mic și hăhăit, să terminăm cu președinții. Ce face Băsescu? Nu mai găsește drumul spre casă? Se întâmplă, na, se întâmplă, cu toții am mai pățit asta. Sigur, a doua zi ne trezeam. Fostul președinte e toată ziua pe la TV. Acum a venit cu altă scuză. Sunt încă prezent, că toată lumea spune că știi ce se întâmplă azi din cauza mea. Oho, ce glumă bună! De unde le scoateți, domnule Băsescu? Opriți-vă că ne omorâți cu glumele astea. Da, omul apare zilnic pentru că îl bârfește lumea. Deci, nene, dacă după 10 ani de mandat și alți 3 de colindat pe la TV, lumea te crede tot combinagiu, las-o așa, degeaba mai vorbești. Este greșit. Iohannis face aceeași greșeală pe care am făcut-o eu 10 ani. Aceeași greșeală. Să apăr fără rezerve. Corect. Justiția în ansamblu ei și DNA-ul în mod deosebit. Dar înainte de a-mi termina mandatul, am vorbit despre faptul că există o reformă făcută în justiție, dar ea e departe de a fi terminată. Trebuia să observ de atunci. Nici nu trebuia să observați. Vă spuneam noi toți, vă demonstram zi de zi. N-ați vrut. Și știți de ce n-ați vrut? Adică sigur că știți, ideea e că știm și noi. Pentru că era scălare pe sistem atunci. Iha! Ce vă mai plăcea cum vă duce în galop și cum îi calcă pe alții în picioare? Despre asta era vorba. Când un astfel de sistem funcționează în favoarea ta, când îl poți folosi cum vrei tu, de ce să-l omori? Ce, te-au pus oamenii președinte să le aperi lor interesele? Și încă una tare de tot, de la același umorist ieftin. Mă rog, mai ieftin decât noi. Ce simțisem de atunci? Că în justiție sunt nu în portocală, sunt livezi de portocali. Justiția este presărată cu prea mulți oameni de proastă calitate. Simțise, mă, da, simțise, Nea Traian. Și cum ați simțit? Vă venea binomul înapoi pe gât câteodată sau cum?